Bună ziua, salut! Eu sunt Alex Morega și o să vă vorbesc despre proiectul pe care l-am făcut împreună cu echipa noastră la acel hackathon. Este vorba de o vizualizare pentru subvențiile primite, subvenții de agricultură primite în România. Bun, acum eu sunt programator și am învățat programare, nu știu foarte mult despre hărți. Și știu, am mai prins jucându-mă cu diverse lucruri, deci mi-am avut o plăcere de către și aș fi curios câtă lume știe programare și programează mai mult sau mai puțin curat. Bun. Ok. Deci, o să... Da, îmi pare rău, o să fiu programul cu o prezentare un pic tehnică. Bun, hai să vedem. Ne-am propus să reprezentăm pe hartă date despre prezența în agricultură. Și singurele date pe care le-am găsit au fost de la pdrv.ro, o pagină unde poți să downloadezi seturi de date despre cine a primit bani. Și este un tabel cu beneficiarul, o firmă de obicei, un cod, o calitate unde este înregistrat și câți bani a primit. Noi am fi vrut date mai interesante, date despre parcelele din teritoriu și ce se cultivă pe ele și câți bani s-au primit în teritoriu. Pentru că e mai interesant să vezi unde are omul terenul și influență decât unde este înregistrată. Dar asta e tot ce am putut să obținem de la PDR. Jurnalistul din echipă a promis că o să se ducă, o să mai bată înainte ușii și să ne aparteze date mai bune. Sperăm să obținem. Oricum, cu datele astea, am mers frumos pe site, am văzut butonul export în CSV, am primit un aproape un CSV, a trebuit să-l curățăm un pic, că nu era chiar valid, dar ne-am descurcat. Și ieșit asta. Asta este fapt. O să iau un pic o pauză de prezentare, să vă rog propriu-zis aplicația, ca să ai lăsând după aia explicația de deci. Este o hartă făcută cu layers, cu un server în spate care randează imaginea cu buline. Clic undeva, ne spune că am dat clic în formatul standard GeoJSON și am putut să o deschidem
direct în... în QGIS. Deci ne-a ieșit fișierul ăsta din aplicație, am pus în QGIS, ne-am văzut asta pe cartă și am știut că ne-a ieșit ceva cât de cât ok și ne-am durat. Acum, pentru harta aceea, pentru harta aceea pe care a văzut-o mai devreme, nu putem să folosim un fișier GeoJSON. Are un megabyte și ceva. Ceea înseamnă că de fiecare dată când vrem să desenăm o bucățică de hartă, trebuie serverul să citească fișierul și chestia asta durează. Așa că am convertit GeoJSON-ul respectiv într-un fișier specialized, care este mult mai eficient și o fel de structură de bază de date, cu tool-uri open source, care au mers foarte bine și foarte frumos. Le-am dus din nou QGIS, am văzut că merg, din nou le-am bucurat. Ca să ajungă totuși într-un browser harta respectivă, a trebuit să transformăm date vectoriale în datele astea. Pentru că să încărcăm toate punctărețele astea într-un browser și să punem pe el să le deseneze, ar fi fost lent. Și pentru asta folosim AppServer, care este o aplicație, un server de desenat de cărți. Pe de o parte intră date vectoriale, pe de o altă parte ies date, ies poze. Și am avut niște mici dificultăți pentru că am vrut să desenăm bulinele din astea și unele mai mari, a trebuit să avem grijă să fie întâi desenate bulinele mari, să vină peste alea mici ca să nu se suprapună complet aiurea. Și am mai avut o problemă după aceea, când dai click pe hartă și vrei să vezi pe ce ai dat click, harta întreabă pe map server la coordonatele X și Y, celor care sunt și map server trebuie să răspundă. Și e map server frumos, o poți și bine documentat, dar nu e atât de bine documentat. Deci, de la ceva să ne prindem cum întoarcem informația despre celor care sunt acolo. Nu cred că nu e o idee bună să intru în detalii, dar povestesc dacă vreți. Aici, și acolo, ce aia. Și acum, puteam să punem un GeoServer, să spunem, să ne deseneze cărțile. Dar am zis să vedem dacă se poate mai simplu. Și se poate mai simplu. AppServer e o unealtă de sine stătătoare, e un program micuț, rulează repede, nu consumă multă memorie. E ușor de configurat, până la urmă. De obicei, cine face o instalare din asta, se duce pe un server, instalează un server web, instalează o bază de date, instalează diverse chestii, le leagă frumos între ele. Unde lucrez eu, facem multe site-uri unul după altul și nu e practic să stăm la fiecare să facem legătura să ne mână. Îmi place să automatizăm foarte mult. Și asta cred că este o chestie care merită făcută pe unde se poate. Deci, am vrut să simplificăm cât mai mult configurația aplicației cu totul. Deci aplicația în sine să nu fie 7 bucăți de diverse tool-uri puse lipite cu scos, să fie 2 sau 3 bucăți lipite cu scos. Așa că am decis să renunțăm la Bash, care ar fi dacă a fost o bucată mare între AppServer și harta, și să le lipim prin aplicația Python pe care deja o avea. Și s-a dovedit o chestie destul de simplă, pentru că AppServer-ul ăsta este o aplicație CGI, CGI este un standard simplu, sunt tool-uri în Python care leagă CGI standardul ăsta de un browser și cu cam ăsta. Deci, if you want to try this at home, cam asta. Și am avut un avantaj un pic neașteptat, că în momentul în care am trecut, deci codul ăsta se execută în aplicația, în server web. Server web, aplicația web, care servește și OpenLayers și pagina care este încărcată OpenLayers, configurat totul, tabelul acela pe care l-am tot prin aplicația asta e servit, totul e o aplicație Python. În momentul ce am trecut și hărțile desenate prin aplicația asta Python, am putut să controlăm un pic mai bine procesul, și anume, înainte să ajungă cererea la AppServer, să-i mai dăm noi niște parametri, să-i dăm carte, să-i dăm proiecție, să filtrăm un pic. Aici putem să punem și o logică foarte simplă să cheșuiască. Sau să mai dăm alți parametri părți în funcție de ce ne interesează. So, flexibility and power. Ok. Și ultima parte a puzzle-ului a fost view-ul, chestia care propriu-zis stă în browser și pe care o vede clientul. Am făcut-o cu OpenLayers, am folosit niște controle standard, background de carte OpenStreetMap,
în proiecția lor de tile-uri. Fiindcă e mult mai simplu să să ne avem noi. Bucățile de hartă încărcate prin serviciul standard WMS, clicul cu informația de pe ce am dat click, iarăși prin protocol standard WMS Get Feature, a fi mers într-un pop-up. Și am mai fost o bibliotecă data tables, asta n-a de pe bloc. Cărți, register, este o dată foarte mișto de prezentat date tabulare în multe mari. Care are nevoie, poate să sorteze după diverse coloane, are și căutare. Bun. Cam asta ar fi. Ar mai fi vrut să zic o cuvinte despre date. Am folosit date libere, fiindcă alte date nu avem, cum să avem, nu avem buget de așa ceva, am fost o hackathon. Ar fi fost frumos să avem date mai bune. Și asta cred că este o problemă generală la care va trebui cumva să lucrăm cu toții, să punem presiune, să batem la ochi și să țipăm și să povestim ce ne vrem. Pot fi vizualizate informațiile geospațiale, acestea pot fi actualizate. Este un instrument de planificare, execuție și control a activităților din cadrul siturilor respective. Este un instrument de decizie. În urma analizelor putem lua niște decizii pentru a proteja anumite specii. Așa mai departe. Cam așa arată interfața subsistemului GIS, în care, de exemplu, aici, ca și utilizator, este custodele, care are drepturi mai multe. Are drept atât de vizualizare, cât și de corectare a anumitor seturi de date. De exemplu, dacă custodele se conectează și vrea să vadă la un moment dat, nu știu, harta amplasării siturii respectiv. Se conectează în aplicație, clic pe în partea din stânga. Aici sunt funcționalități și acces către anumite hărți. Se conectează, își alege localizarea aerei naturale protejate, clic pe afișare hartă, vizualizare hartă și harta va apărea pe ecran. De asemenea, dacă la un moment dat, să zicem, custodele siturii respectiv are date mai bune, pe care el le consideră că le are mai bune, el poate să înlocuiască datele existente în sistem cu datele lui. De exemplu, aici se poate conecta și poate să înlocuiască datele lui în format shape și să le urce pe server. Cam așa arată interfața aplicației GIS. Nu este foarte compoasă, este foarte user-friendly, câteva butoane de zoom in, zoom out, de info, de măsurare. În partea din stânga pot fi observate straturile încărcate în aplicație. De asemenea, se poate căuta, se pot da coordonatele, fie se dă un punct central și după care se caută într-o anumită rază și făcând această operație îți sunt redate informațiile din situl respectiv. Ce pot să mai zic? Este un proiect unic, nu s-a avut un exemplu pe care să urmeze. Sper să iasă din. Cam atât am de spus. Vă mulțumesc foarte mult.